Și nu-mi spune că fiind ocupat în continuu cu problemele vieții de zi cu zi, nu poți alerga mereu la biserică să te rogi. Să zicem că nu poți să te duci la biserică, însă oriunde te afla, nimic nu te împiedică să ridici în sufletul tău jerfelnic Domnului. Nu te împiedică nici locul, nici ora. Și chiar dacă nu îngenunchiezi, nu plângi, nu-ți ridici mâinile spre cer, rugăciunea va fi desăvârșită dacă gândul tău este îndreptat cu totul spre Dumnezeu. Dacă nu poți merge la biserică atunci când mergi pe drum, când te afli la piață, când călătorești pe mare, când ieși la lucrul tău, când pregătești de mâncare, când cultivi pământul sau orice altă treabă faci, roagă-te cu stăruință și neînprăștire a cugetului. Lui Dumnezeu nu-i pasă de locul unde suntem. Ajunge ca inima să fie lipită de rugăciune și gândul să fie curat. Uite, Sfântul Apostol Pavel s-a rugat nu în biserică, stând în picioare sau în genunchi, ci în închisoare întins pe spate, pentru că picioarele sale erau strânse în butuci. Dar fiindcă s-a rugat din toată inima, temeliile temnițele s-au zguduit, legăturile s-au desfăcut, iar temnicerul a căzut în Dumnezeul cel adevărat, botezându-se cu întreaga sa familie.